Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou review aici la Cu și despre mașini. Astăzi, așa cum ați observat deja, vom testa noul BMW X1. Înainte să începem, trebuie să vorbim despre sponsorul clipului de astăzi, Car Vertical. Car Vertical este o platformă care îți permite să verifici o mașină de pe piața second hand înainte de achiziție. Iar informațiile de pe rapoartele Car Vertical pot fi extrem de importante și te pot ajuta să iei o decizie corectă. Raportul oferit de Car Vertical nu verifică doar numărul de kilometri ai unei mașini, ci și eventualele daune din trecut sau informații despre un eventual furt. Și deși pare improbabil, să știți că au existat destul de mulți oameni care au achiziționat mașini furate în trecut și nu vreți să aveți această problemă. Mai mult decât atât, raportul Car Vertical include și informații utile cu privire la defectele uzuale ale mașinii de care ești interesat și îți arată exact ce să verifici înainte de a o cumpăra. Chiar și eu am folosit Car Vertical înainte să-mi cumpăr mașina personală și raportul pentru Giulietta mea arăta că avea o daună în partea din față. Mulțumită raportului, am putut să văd însă cât de mare a fost dauna, pentru că acesta includa poze cu dauna și cu modul în care a fost reparată mașina ulterior și cum arăta înainte de vânzare. Și așa am putut să iau decizia că nu a fost o daună mare și că mașina este în regulă. Acum să ne întoarcem la clip. Înainte să disecăm în detaliu această mașină, și știu că m-a corectat cineva că n-a trebuit să spun diseca, dar eu prefer să folosesc acest termen, vreau să le mulțumesc partenerilor noștri de astăzi, respectiv BMW Auto Cobălcescu, pentru că mi-au pus la dispoziție mașina spălată, alimentată cu tot ce îmi trebuie ca să pot să vă prezint și vouă foarte bine și foarte în detaliu, pentru că astăzi vom face un review de tip clasic în care vă voi vorbi despre absolut tot ce trebuie să știți despre noul BMW X1. Și dacă vreți să vă luați un BMW, îi găsiți pe cei de la Auto Cobălcescu pe Splai Unirii și sunt mai mult decât bucuroși să vă primească cu brațele deschise și să vă ajute să vă găsiți mașina ideală. Trecând la BMW X1, trebuie să vorbim despre istoricul său foarte puțin, pentru că în 2008-2009 BMW a lansat prima sa generație BMW X1, era un crossover de clasă C la acel moment, bazat pe platforma lui E90, seria 3, care este în continuare considerat de foarte mulți fani ai brandului drept punctul de referință în ceea ce privește cum ar trebui să fie un X1. Dar vorbim în acest caz de fanii înrăiți ai brandului din acest punct de vedere, pentru că majoritatea clienților de BMW X1, deși au apreciat modul în care se conducea prima generație, ulterior au început să aibă cereri un pic diferite. Ulterior au început să aibă nevoie de ceva mai mult spațiu, de ceva mai mult confort, în același timp cu elemente premium ale mașinii, pentru că până la urmă vorbim de un BMW, nu? Deci vorbim de un producător premium. Astăzi ne uităm la cea de-a treia generație BMW X1. Da, deja am ajuns la a treia generație. După ce prima generație era o mașină cu propulsie sau tracțiune integrală, pentru versiunea a doua, BMW a trecut pe o platformă cu tracțiune față, UKL 1. Acea platformă a fost și încă este folosită de modele BMW sau Mini, mai ales Mini în acest moment, iar pentru a treia generație s-a trecut la UKL 2, care este o platformă derivată din UKL 1, dar cu câteva modificări și îmbunătățiri punctuale, mai ales pe partea de trenuri de rulare. Să nu uităm că trăim în 2022, imediat trecem în 2023 și mașinile hibride, plug-in hibride și electrice încep să aibă un cuvânt tot mai greu de spus în economia lucrurilor. Și lansat mai devreme anul acesta, BMW X1 în a treia sa generație, în a treia sa iterație, vine cu câteva îmbunătățiri destul de substanțiale. În primul rând este mai lung, mai lat, mai înalt, ceea ce de altfel ne așteptam, dar se încadrează în continuare în limitele segmentului C pentru crossover. Adică are 4,5 metri lungime și ce ne interesează foarte mult, ampatamentul a crescut puțin până la aproape 2,7 metri. Deci este important pentru că în funcție de cât de mult spațiu ai între axe, atât de mult spațiu vei avea la interior. Fiind vorba de platforma UKL 2, motorul este montat transversal, iarăși aduce mai mult spațiu la interior și
Dacă tot am vorbit de motoare, pentru noul X1 putem alege între propulsoare cu 3 sau cu 4 cilindri, dar și o versiune full electrică, iX1, pe care o așteptăm la test și despre care vom vorbi în momentul în care vom avea contact cu ea. Ce avem noi aici însă este momentan modelul de top, dacă excludem versiunile electrică și cea plug-in hybrid. Deci dacă vorbim de o mașină cu motor termic clasică, deși și aceasta este mild hybrid, vom vorbi despre asta mai târziu, asta este versiunea de top. Este un xDrive 2.3i, care sub capotă are un motor de 2 litri, 4 cilindri, turbo benzină, asistat de un motor electric. Și toate detaliile astea le vom discuta când ne vom pune la volan și vom conduce. Deocamdată, hai să vorbim puțin de design. În persoană, mașina se simte super agresivă. Nu știu cum se vede pe cameră, dar are foarte multe linii agresive. Modelul acesta de față e îmbrăcat în vopseaua Portimao Blue, care era foarte întâlnită pe seria 3 până acum. Acum este disponibilă și pe X1. E o opțiune de vreo 900 de euro. Avem și pachetul M-Sport, care vine cu această bară, cu gurile acestea agresive în partea din față, o formă diferită pentru partea centrală, vine cu suspensie modificată, siglele, bineînțeles, M aici, avem un interior specific modelul cu pachet M-Sport, cu piele Sensatec și cu Alcantara. Avem niște scaune foarte interesante, un volan care arată super, super, super bine. De altfel, cei care mă urmăriți pe Instagram ați văzut niște detalii cu el cu câteva zile înainte să public acest review. Și în spate, iarăși, pachetul M-Sport aduce un spoiler în partea de sus a haionului, precum și o formă diferită pentru bara din spate, care arată super agresiv și, cred că pentru prima oară, BMW X1 nu are țevi de evacuare, nici măcar un trim mai mare care să ascundă o țeavă mai mică, nimic de genul ăsta, avem doar așa niște elemente mici de design pe dedesubtul bării din spate, care îți aduc aminte de faptul că odată aveam evacuare acolo. Din lateral, iarăși, mașina pare o evoluție mai mult comparativ cu modelul precedent. Vorbim de jante care pot porni de la 17 inci și ajung până la 20 de inci în configurator. Noi avem aici, avem jante pe 18 și ca de obicei recomandarea mea ar fi să mergeți pe anvelope Michelin pentru mașina asta, pentru că avem destul de mulți căluți sub capotă. Eu aș merge pe versiunea Pilot Sport 5. Le găsiți pe site-ul Michelin și aveți un link în descriere către ele dacă vă luați un X1 și vreți să vă luați cele mai bune anvelope pentru ea. Dar, opțional, poți să intri în catalogul M-Performance, pentru că X1 are la dispoziție piese M-Performance și poți să-ți iei jante de până la 21 de inci. Nu știu dacă e neapărat cea mai bună idee, dar o să vorbim despre asta când o să detaliem suspensia. Farurile au o formă nouă, avem niște semnături luminoase cu... aș spune eu că sunt un pic întoarse, e ca și cum mașina se uită, ridică sprâncenele la tine, cam așa arată. Și grilele duble din partea din față sunt absolut uriașe și pătrățoase și n-ai cum să confunzi mașina asta cu orice altceva. Iarăși, în zona din spate, stopurile arată foarte bine, sunt sculptate și au o formă așa 3D, niște detalii foarte drăguțe pe lateral și arată bine. Și avem un portbagaj super încăpător. Am uitat în momentul ăsta cât spațiu e disponibil, dar vă las scris aici jos, o să completez în editare. Suntem pe fugă astăzi, așa că hai să ne urcăm repede și mașină să vedem cum stau lucrurile și la interior. Dacă la exterior vorbim de o evoluție comparativ cu vechiul model, iată că la interior noul X1 este complet nou. Și era și cazul să avem de-a face cu un interior complet nou, pentru că vechea generație suferea deja de un pic de pierdere de ritm, să-i spunem. Pierdea contactul cu rivalii săi care au primit update-uri repetate de-a lungul timpului. Și aici vorbim de modele precum, știți deja, GLA sau Audi Q3. Interiorul noului X1 este la cele mai înalte standarde de calitate pentru acest segment. Nu pot să compari un X1 cu un seria 7, de exemplu. Și sincer, interiorul ăsta funcționează. Da? Avem, așa cum am văzut pentru prima oară pe iX, avem noul panou de bord. Ăsta va atrage cea mai multă atenție inițial. Vorbim despre două ecrane, unul de 10.25, unul de 10.7, care sunt unite într-un panou curbat aici pe mijlocul bordului. E integrat decent în schema generală a lucrurilor și funcționează foarte bine. Știți deja ce părere am eu despre el din review-urile mele cu iX. De exemplu, mi se pare că ecranul, instrumentarul de bord, putea fi un pic mai customizabil, putea să aibă mai multe opțiuni de customizare. Dar în continuare și pe acest model poți să modifici modul în care sunt afișate lucrurile folosind butoanele de pe volan.
Și, așa cum e normal, pe măsură ce trece timpul, mă obișnuiesc și eu cu noile interioare de la BMW. Pentru că dacă inițial pe iX mi s-a părut că ergonomia are foarte mult de suferit, nu găseam foarte multe opțiuni și așa mai departe, pe măsură ce conduc mai multe mașini de genul acesta, încep să mă învăț cu comenzile și nu mi se mai pare așa o problemă uriașă per total. Bun, totul este minimalist aici pe planșa de bord. Vorbim de, pe ea, practic, mai avem doar două butoane și atât. În rest, toate zonele de control s-au mutat pe ecran, care funcționează foarte bine. Avem în continuare widget-uri și poți să reglezi tu exact ce vrei să fie afișat aici pe ecran și în ce ordine poți să reglezi ordinea lor. Bineînțeles, avem și porțiunea din back-end unde avem foarte multe aplicații. Poți să ai drive recorder, de exemplu, care folosește camera de aici de sus din panou pentru a înregistra evenimente rutiere, foarte multe setări și cea mai bună parte, poți să-ți conectezi telefonul cu Android Auto sau Apple CarPlay fără fir. O conexiune care funcționează foarte bine și BMW X1 este practic prima mașină cu centură de siguranță pentru telefon. Știați asta? Aici jos avem o zonă de încărcare wireless pentru telefon, care are aici un fel de centură de siguranță, să-i spunem, pentru că zona este foarte dreaptă și cei de la BMW și-au dat seama că telefoanele ar cădea non-stop și au pus acest element aici ca să-ți țină telefonul fix. Zona de consolă centrală a fost modificată complet. Avem două suporturi de pahare, două porturi USB Type-C și o insulă aici pe mijloc, așa cum am văzut și pe X. Avem mult spațiu de depozitare aici de desubt, pentru că în momentul de față nu mai e nevoie de un levier cu conexiune fizică pentru a schimba direcția în care te deplasezi. Avem doar acest buton din care poți regla față, spate și cam atât. Avem buton aici pentru modurile de condus, personal, sport sau efficient. Personalul poți să reglezi tu cum vrei, sport și efficient sunt presetate. Avem aici un buton pentru setările de condus, buton de auto, hold, volum, next, back și cam atât. Avem și niște spații de depozitare aici în cotieră, dar nu este foarte mult pentru că majoritatea lui s-a mutat de desubt și per total, ergonomia începe să se îmbunătățească sau cel puțin, nu știu, pare că mă obișnuiesc eu cu noile sisteme iDrive 8. Am observat și o problemă cu acest sistem multimedia. Uneori nu răspunde la comenzile legate de Android Auto. De exemplu, dacă vreau să intru aici pe muzică, vedeți că nu pot să o fac. Da? Telefonul meu este conectat prin Android Auto la mașină, dar nu pot să intru pe meniu de muzică. Trebuie să apăs aici și o să mă bage în meniul de Android Auto. O chestie interesantă pe care am văzut că se repetă și la Apple CarPlay în review-ul de pe AutoGear Fuel, de exemplu, și acel prezentator spunea că avea aceeași problemă. Trebuie să vorbim și despre acest volan M Sport care arată absolut genial, îmi place foarte, foarte mult și îmi place cum au făcut această spiță de jos cu aceste elemente expuse care arată bine. În rest, materialele sunt de calitate foarte bună. Avem pe această mașină pachetul M Sport, cum vă spuneam, care vine cu aceste scaune îmbrăcate în Alcantara și piele SensaTech, adică piele artificială, care conform celor de la BMW a fost testată în profunzime pentru a rezista destul de mult timp și să nu ai probleme de fiabilitate pe parcursul exploatării mașinii. Pentru că avem sistemul Harman Kardon, avem și niște trimuri de aluminiu aici în partea de sus a ușilor. Mânerele sunt foarte bine conturate, spații de depozitare generoase atât în panourile ușilor cât și în alte zone. Și da, avem un plastic ceva mai dur de la jumătatea bordului și a ușilor în jos, dar este cred mai bun decât pe rivali în acest moment și este făcut intenționat așa pentru a rezista foarte mult timp. Alte lucruri despre care trebuie să vorbim, bineînțeles, spațiu și când ești la volanul acestei mașini, ai bordul foarte jos și este intenționat poziționat atât de jos pentru a îți oferi o vedere cât mai bună de jur împrejur. Suprafețele vitrate sunt super generoase și avem geamuri mari, parbriz mare, avem și trapă panoramică pe această mașină. Luneta iarăși este destul de generoasă și toate chestiile astea te fac să te simți că stai mai sus decât în mod normal, pentru că totul în jurul tău este poziționat mai jos. Asta îți dă o impresie că ești în control, că ești într-o mașină mai mare decât ești cu adevărat, deci ai impresia că stai într-un X3, de exemplu, și mai mult decât atât, ai foarte mult spațiu. Da? Deci observați că aici la cap nu e niciun fel de problemă pentru mine. O mașină de segment ce uneori am probleme de genul ăsta, nici în lateral nu e niciun fel de problemă. Dar proba de foc va fi cu siguranță în spate când ne vom urca acolo și vom vedea cum stau lucrurile. În spatele lui BMW X1, așa cum puteți vedea, este loc pentru persoane cam de toate dimensiunile. Scaunul șoferului este reglat în poziția mea confortabilă la condus. Eu am 1,84-120 de kg și uitați cam cât loc am aici în spate.
Aș spune eu că pot călători aici fără niciun fel de problemă pentru distanțe foarte, foarte lungi. Dar mai avem câteva trucuri. Scaunele sunt ajustabile față-spate. Aici un mâner care îți permite să ajustezi adâncimea lor, precum și adâncimea spătarelor. Da? Poți să ți-l reglezi să stai un pic mai sus dacă vrei, sau poate vrei ceva mai mult spațiu în portbagaj. Avem, bineînțeles, și cotieră ca să poți să stai confortabil pentru un drum foarte lung. Am observat însă un truc pe ușile din spate, pe panourile ușilor din spate, în zona de sus, nu mai avem Sensatec, cum avem în față, dar plasticul folosit este unul plăcut la atingere. Avem în continuare aceste grile din aluminiu pentru sistemul audio Harman Kardon și totul arată așa cum ar trebui. Spațiu și la cap și la picioare, absolut tot ce trebuie, mai ales pentru un model de segment C ca acesta. Acum că ne-am urcat la volan, haideți să vorbim despre partea tehnică a mașinii. Vă spuneam, X1 este acum construit pe platforma UKL2, adică o evoluție a primei platforme cu tracțiune față dezvoltată de BMW, care a fost folosită și pe modele Mini. Această platformă îi permite producătorului german să folosească motoare montate transversal și cu tracțiune față, bineînțeles, astfel încât să ofere mai mult spațiu pe mașinile sale cele mai mici din segment. Și dacă unii oameni au fost supărați că BMW a apelat la această soluție, țin să le amintesc că BMW face mașini cu tracțiune față încă de la începutul anilor 2000, din 2001 mai exact, atunci când a cumpărat Mini și a început să dezvolte noua generație de modele ale producătorului britanic, să spunem așa. Deci aveau destul de experiență cu platforme tracțiune față și n-a trebuit decât să mai lucreze aici și dincolo pentru a crea și modele BMW cu așa ceva. Și UKL 2 a fost creată pentru a ține pasul cu vremurile, pentru a oferi pe X1 și pe alte modele care vor folosi această platformă motorizări și trenuri de rulare în pas cu timpurile. Adică nu doar cu motorizări termice sub capotă, ci și plug-in hybrid, precum și electrice. Și în gamă, în acest moment, ai toate tipurile de opțiuni disponibile. Motorizări termice aproape complet, sunt mild hybrid, motorizări plug-in hybrid, xDrive 30e, sau motorizări pur electrice sub forma lui iX1. Și până vom ajunge să le conducem pe toate, deocamdată ne delectăm cu această mașină, care este un X1 xDrive 2.3i. În gamă, vă spuneam, ai motorizări de 3 sau 4 cilindri. Acesta este momentan vârful de gamă oferit în gama X1, posibil ca pe viitor să vedem și versiuni mai puternice, care folosește un motor pe 2 litri benzină turbo, care dezvoltă 204 cai putere în mod normal, alături de un motor electric care dezvoltă 19 cai putere. Acest motor electric este încastrat în cutia de viteze, care este o cutie de viteze cu 7 trepte și dublu ambreiaj de la Getrag. Aceasta are în ea un motor electric și împreună mașina poate livra, folosind ambele surse, până la 218 cai putere și 360 Nm cuplu. Și am fost foarte curios să văd cum se descurcă această transmisie, în primul rând, pentru că e prima oară când o conduc. Eu am mai condus cutii cu 7 trepte și dublu ambreiaj de la Getrag pe modele BMW sau Mini, dar nu aceasta cu acest truc mild hybrid, cu acest motor electric încastrat în ea. Și trebuie să spun că se descurcă foarte bine, cel puțin prin oraș am observat că nu ai niciun fel de sincopă, cum mai au uneori mașinile cu dublu ambreiaj, care sunt un pic ezitante în primele trepte sau au un tremurat sau chestii de genul ăsta. Nu am observat nimic de genul ăsta și atunci când vrei să mergi ceva mai tare, poți să mergi mai tare. Resursele sunt livrate super liniar și nu am observat niciun fel de problemă gen pe livrarea lor. Nu am observat nicio sincopă, niciun fel de, să simți vreo trepidație ciudată sau vreo scădere în ritmul de livrare al resurselor. Mi se pare foarte interesant și faptul că avem o funcție numită Boost, respectiv pe maneta, pe padela din partea stângă a volanului, cea pentru retrogradare, ai un semn pe care scrie Boost. Practic, dacă ți-ai apăsat pe ea, mașina intră automat în Boost și îți livrează toată puterea, indiferent de modul de condus în care te afli. E un truc care era disponibil și pe modelele vechi, pe modelele cu transmisie Sport,
a celor de la BMW, dacă țineai apăsat pe padela pentru retrogradare, mașina cobora automat în cea mai mică treaptă posibilă, în funcție de viteza la care te afli, bineînțeles. Și atunci puteai să ții apăsat, scădeai prin acea mai mică treaptă și când apăsai pe accelerație erai cu siguranță în banda optimă de cuplu și de putere. Și da, se simte și mi-a plăcut să mă joc cu chestia asta, pentru că îți da așa, zici că ai impresia că ai nos când folosești funcția asta Boost. Dar, per total, resursele sunt îndestulătoare. Mașina nu este foarte grea, are 1700 de kg, ceea ce mi se pare super ok pentru un SUV de dimensiunea asta. Și cu 218 cai la dispoziție, nu ai niciun fel de problemă pe partea asta de raport putere-greutate, să-i spunem. Dar lăsând asta la o parte, mașina se conduce bine, se conduce ca un BMW cu tracțiune față, îmi place foarte mult, îți inspiră încredere și de la volan parcă ai vrea să mergi ceva mai tare cu ea. Sunt sigur că nu toți clienții vor vrea chestia asta, sincer, foarte puțin cred că mai caută pe un X1 sportivitate, dintr-un motiv foarte simplu, vă spuneam și mai devreme, clienții cer mai mult spațiu, mai mult confort pe mașinile de genul ăsta, mai mult lux, mai multe funcții și au lăsat un pic în urmă caracterul sportiv care definea BMW și BMW trebuie să se adapteze la ce vor clienții. De asta cred eu că nu toată lumea va merge pe versiunea M Sport a acestei mașini, cred că foarte puțini oameni o vor alege, în gamă mai e și versiune X-Line și mai e și câteva culori foarte interesante, de altfel pe fundalul la ceea ce vorbesc eu o să vă arăt și un model într-un portocaliu foarte drăguț cu pachetul X-Line pe el. Care cred eu că va fi cel mai ales de foarte mulți oameni. X-Line are așa un aspect mai de off-roader, să-i spunem, cu niște zone de protejare a caroseriei pe dedesubt. E o mașină mai ok din ce punct de vedere? Din punct de vedere al confortului, pentru că mașina asta cu pachetul M-Sport are o suspensie un pic rigidă și este intenționat făcut așa pentru a fi mai sportivă atunci când vrei să mergi cu mașina asta. Dar, repet, nu foarte multă lume va vrea sportivitate, multă lume va vrea confort, siguranță, materiale premium și tehnologie pe mașina asta. Deci, presupunerea mea este, posibil să mă înșel, că nu foarte multă lume va merge pe M-Sport. Mă rog, fiecare va alege în consecință. Poate vrei să mergi pe pachetul M-Sport că îți place cum arată mașina. Nu e nimic în regulă cu asta, dar pachetul X-Line va fi un pic mai confortabil. Mașina asta are și suspensie adaptivă cu amortizoarele alea care se adaptează în funcție de vibrațiile și de frecvența vibrațiilor pe care le-am văzut prima oară pe seria 3. Dacă n-ați văzut review-ul meu cu seria 3, vă las un link aici. Și mai mult decât atât, suspensia este independentă față-spate, așa cum te aștepta pe o mașină cu tracțiune integrală și premium. Și ce mai vreau să menționez aici este că da, pe X1 poți să ți-l cumperi cu tracțiune față sau integrală. Noi aici avem tracțiune integrală și este un sistem de tip, spuneți voi în cor în comentarii, Haldex. Este un sistem de tip Haldex, adică mașina va trimite în primul rând putere către roțile față și apoi pentru roțile spate prin intermediul unui ambreiaj multidisc. În cazul în care mașina simte că are o pierdere de tracțiune și simte nevoia de mai multă aderență, va trimite și pe puntea spate resurse sau atunci când mergi ceva mai sportiv în modul sport. În rest, sincer, îmi place mult X-ul, nu? Cred că se va vinde bine. E o mașină, se vede că a ajuns la treia generație, se vede că BMW a învățat din greșeli, a învățat foarte bine ce vor clienții, ai toată tehnologia, mă rog, aproape toată tehnologia de care dispune BMW în acest moment, da? Dacă atunci când am prezentat iX vă arătam foarte multe chestii noi, de exemplu, sistemul de navigație BMW Maps, care vine standard pe X1, folosește informații stocate pe cloud cu privire la trafic și are predicții mult mai precise acum. Ai un asistent la rolare foarte performant, pe care l-am folosit și eu de mai multe ori. Asistent la mers cu spatele, chestie pe care o vedeai doar pe seria 7 în trecut, da? Știți că v-am mai arătat eu trucul în care mașina memorează ultimii 50 de metri și apoi poate să se meargă singură cu spatele. Se parchează singură. Toate tehnologiile astea sunt adăugate chiar și pe X1. Chiar și sistemul audio Harman Kardon se aude foarte, foarte bine. Deci da, are foarte multă tehnologie, dar bineînțeles, asta va depinde și de cât de adânc vrei să bagi tu mâna în portofel, pentru că prețurile încep de la peste 40.000 de euro pentru un X1, iar mașina asta are un preț de aproape 64.000 de euro cu toate opțiunile pe ea, are vreo 3 pachete de vreo 15.000 de euro, în total opțiunile sunt undeva la 17.000 de euro pe mașina asta și prețurile pentru un X1 X-Drive 2.3i, care vă spuneam că în momentul ăsta e cam vârful de gamă dacă vorbim de versiunile cu motor termic, pleacă de la 47.000 aproximativ.
Deci nu este o mașină ieftină, nu am pretins niciun moment că este o mașină ieftină, prețurile au crescut la toți producătorii și totuși vorbim de un BMW și X1-ul ăsta e cam fully decked, să-i spunem așa. Avem faruri adaptive LED, avem asistenții la conducere, cam toată tehnologia pe care poți să ți-o pui pe această mașină. Sunt sigur că poți să o configurezi să iasă și mai scumpă, dar nu aș vrea să știu la ce preț maxim poate ajunge X1. Acestea fiind spuse, ăsta a fost review-ul meu cu noul BMW X1. O mașină care se conduce foarte bine, confortabilă, spațioasă, luxoasă și cu foarte multă tehnologie. Dacă e de ajuns să bată rivalii precum GLA de la Mercedes-Benz sau Audi Q3, rămâne de văzut pe frontul vânzărilor, dar eu spun că e o mașină foarte bună. Personal mi se pare peste rivalii săi în acest moment. Și da, BMW a făcut o treabă foarte bună din toate punctele de vedere. E o mașină care va fi apreciată de cei care au familii, cei care vor să care chestii, vor să care oameni, cei care vor o mașină confortabilă. Da, va fi un bestseller, cred eu. Și având în vedere că în trecut, înainte de criză, se apropiau de 300.000 de unități vândute pe an, cei de la BMW cu X1, prevăd că cu această versiune vor depăși acel prag. Rămâne doar să rezolvăm problema cu criza semiconductorilor. Gata, nu mai vorbesc. Ăsta a fost testul meu cu X1. Mulțumesc că m-ați urmărit. Mulțumesc că Auto Cobălcescu pentru mașină și până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao.